Dragilor, haideți să facem împreună un exercițiu de imaginație. Ce înseamnă 78 de ani? Ca să vă fie mai ușor, spre exemplu, vârsta mea, dacă o pui de 3 ori, n-ajung acolo. Vârsta Georgiei, pentru că este puțin mai mare, cam pe acolo ajunge pe la 78. Și ca să ne dăm seama ce înseamnă 78 de ani cu cortina ridicată, pentru că așa se numește gala aniversar Impuls Țăndărică, îl invit alături de noi în această discuție pe managerul Teatrului Țăndărică, Călin Mocanu. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața, Vale! Bine v-am găsit pe tot și spectatorii, telespectatorii voștri. Practic, 78 de ani înseamnă a început imediat la puțin timp după al doilea război mondial. 1945. De atunci funcționează acest proiect. Da, acest proiect funcționează de 1945. Dacă vrei să-ți dau așa o informație de record, în 78 de ani am fost doar 5 manageri. Wow! Ceea ce este un lucru fantastic. Da, foarte interesant. Sunt al 5-lea manager. Sunt managerul teatrului de peste 20 de ani. Și mi se pare un proiect extraordinar pentru mine. Adică mie mi se pare că fiecare zi începe ceva. Mi se pare că într-un fel sau altul, prin această continuitate managerială, se asigură și o continuitate în conținut și în calitatea prestațiilor. Dacă s-a schimbat managerul în fiecare an, de fiecare dată, fiecare cu viziunile sale, cu siguranță ar fi... Asta e o treabă comentabilă, dar ideea este că, ce important, toți managerii teatrului au fost foarte atenți la, cum să spun, la opțiunea estetică, la cum arată păpușile, la cum arată... Avem un maestru pe care se numește Cristian Pepino, un mare regizor și un mare profesor, care spunea: oameni buni, teatrul de păpuși este artă plastică în mișcare. Și atunci când vorbim de artă plastică, adică de vizualitate, adică de cum arată păpușile, scenografia și așa mai departe, noi avem mare grijă. Toți cinci manageri am avut mare grijă să vedem ce zonă estetică. Eram foarte apropiați de arta plastică, cum suntem și acum. Cum va fi această gală a voastră? Ce așteaptă pe cei care vă urmăresc frecvent? Păi, cei care ne urmăresc frecvent vor vedea și alte spectacole decât ale noastre. Cei care ne urmăresc frecvent vor vedea și, cum să spun, spectacole în alte locuri decât în locurile noastre. Se joacă în spital. Noi jucăm destul de des în spital, dar acum avem 3 spectacole și mi se pare foarte important. E foarte gingașă această acțiune noastră, mai ales pe COVID, pe post-COVID, pe actual pericol de igienizare și trebuie să avem mare grijă pentru securitatea emoțională a copiilor. Ce alte activități mai aveți în acest proiect? Pentru că este mult mai amplu de atât. Da. Păi sunt 10 localități, sunt 9 invitați, sunt 8 trupe invitate din țară, o trupă de la Berlin și noi bucureștenii. Este un festival concurs, trebuie să știe telespectatorii voștri. Festivalul are spectacole pentru copii din 3 ani jumate până în 10 ani jumate. Segmentul de spectacole pentru copii, pentru că noi avem și segmentul de spectacole pentru adolescenți, cu adolescenți, da? Sunt invitate 2 companii de teatru din București cu spectacole pentru adolescenți și trupa de teatru în un liceu, Spiru Haret, care a câștigat anul trecut, sau anul ăsta, în prima parte a anului, un festival, a câștigat un mare premiu la un festival național al tinerilor. Și avem și păpuși pentru adulți. Spectacole de păpuși pentru adulți. Care este interacțiunea voastră cu noua generație de tineri care vin din urmă cumva și care, iată, au oportunitate prin intermediul vostru să-și demonstreze talentul? Păi suntem deschiși, pentru că cu asta trăim. Noi trăim în prezent. Copilul nu, cum să spun, nu te iartă. E un public care, dacă nu e interesant ce pui pe tavă, joacă mâța în sală. Adică asta vrei? Adică și încercăm să oferim spectacole peste nivelul copiilor ca să-i ducem cu noi un pic. Asta e o treabă importantă, să facem teatru pentru copii. Mie mi se pare, ca structură narrativă și text dramatic, un pic mai greu, pentru că trebuie să te consulți foarte des cu psihologi, să înțelegi tendința. De exemplu, după pandemie, percepția copilului s-a schimbat undeva peste 50, dacă nu 60%, față de viața din jurul lui. Iar noi facem parte din viața din jurul lui și trebuie să avem grijă de foarte multe lucruri. Nu neapărat să-l îndepărtăm de adevăr, dar să îl ducem în finalul spectacolelor să fie de acord cu valorile de progres cumva, adică bine, bine, adevăr, dreptate, securitate emoțională, cum spuneam acum câteva secunde, minute. Și asta e important. Și tinerii care vin în breasla noastră
vin prin mai multe programe. De exemplu, noi avem un program care se numește SALT și este deschis pentru... E un fel de haideți să ne dați proiecte, să selectăm unul dintre ele sau două importante, în care să faceți spectacole la noi. E un proiect care a pornit mai de mult. E un proiect care promovează, de fapt, tinerele talente sub 35 de ani. De orice talent ar avea, că este regizor, că este dramaturg, că este scenograf și așa mai departe. Sunt foarte curios, pentru că vorbim despre o longevitate fantastică în 78 de ani, care sunt cele mai mari provocări din viața unui teatru? În primul rând, să stea cu cortina ridicată demn și cu o calitate garantată. Una dintre marile provocări, în general, istorice, dacă vrei, una că ne raportăm la ultimii 5 ani și alta că ne raportăm la ultimii 70 de ani. Da? Asta e o provocare majoră și este o provocare, cum să spun, de filon, dacă vrei, adică de înzidire, dacă vrei. Nu e așa ceva care... De exemplu, pandemia a zdruncinat fantastic. Dar câte n-au zdruncinat până la pandemia asta? Să zicem, râdea cineva de mine la un moment dat că zice, la voi e ca la biserică, e deschis tot timpul. Adică cu cortina ridicată niciodată nu se închide. Noi avem spectacole de luni până luni, dacă vrei. Deci, practic, 7 din 7. 7 din 7 și în unele zile avem câte două, pentru că asta e cererea publicului cumva. Și dea cineva și zice, băi, la voi... Și explicat, dragule, la noi, dacă vrei să înțelegi cum e, la biserică cineva dă viață, susține viață, energie divină și așa, nu mă bag acolo, dar la noi păpușarii sunt un pic de dio, că iau niște bucăți de lemn, și... le dau viață, îi încarcă cu anima, dacă vrei. Adică cu emoție în ele. Exact, dau... exact. Și asta e un proces foarte, foarte sacru. În momentul în care păpușarul transferă în lemnul ăla sau în plasticul ăla sau în buretele ăla parte de viață și tu nu te mai uiți la păpușar, te uiți la păpușe, neînțelegând transferul, neînțelegând chimiile, neînțelegând foarte multe lucruri. Asta e o treabă foarte interesantă în meseria noastră. Această gală de 78 de ani, când începe și cum pot oamenii să intre în contact cu voi? În contact unde, cum? Pe site-ul nostru de acum, de când lasă ochii în telefon, începe duminică dimineața și este până duminică seara în data de 12. Și tot ce v-am spus, diminețile sunt pentru copii, după aceea mergem și jucăm în spitale, după aceea avem lansări de carte și asta e un lucru foarte important, lansări de carte de dramaturgie contemporană sau texte pentru copii. Da? După aceea avem spectacolele, avem și conferințe și bineînțeles, într-un festival care se respectă, seriile târzii, cocktailuri, dacă vrei să-i spui așa ceva, leagă prietenii de neuitat, ne amintește, pentru că este primul eveniment după 2020, primul eveniment așa de mai amplu în care adună păpușarii, adună artiștii animatori din țară și uită și din străinătate. Vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi cu noi. Vă aplaudăm performanța, pentru că este o performanță, vorbim de 78 de ani, cortina ridicată, da. Titlul foarte sugestiv. Și vă ținem pumnii. Mult succes în continuare. Ok, vă așteptăm. Nu știu la ce camere, dar vă așteptăm. La toate camerele, pe toate camerele vă așteptăm. De duminică până duminică. Mulțumim foarte mult. La revedere. Dragilor, ați auzit foarte bine. Îi puteți lua și pe cei mici, dar și pe cei poate puțin mai mari, să mergeți împreună la Țăndărică, la această gală superbă. Și foarte important, dacă mergeți în cuplu, poate ar fi important să vă și înțelegeți, nu? Dacă mergeți în cuplu, mergeți în duite, să vă înțelegeți ca oamenii acolo. Dar dacă nu vă înțelegeți, ce faceți? Stați nevorbiți așa? Nu stați nevorbiți? Mergeți la terapie de cuplu? Pentru că despre asta este materialul următor. Să înțelegem și noi ce înseamnă, domnule, terapia asta de cuplu. Terapia de cuplu este o formă de psihoterapie care îi poate ajuta pe partenerii angajați într-o relație să înțeleagă mai bine dinamica din relația lor, să rezolve conflicte și să îmbunătățească nivelul de satisfacție în relație prin metode de intervenție terapeutică. Deși metodele aplicate în terapia de cuplu pot varia în funcție de specializarea terapeutului, există câteva elemente comune care se regăsesc în fiecare abordare terapeutică. Există mai mulți pași care trebuie făcuți atunci
atunci când începeți terapia de cuplu. În primul rând, e nevoie ca ambii parteneri sau toți membrii familiei să fie dispuși să-și lucreze relația în terapie. În al doilea rând, trebuie să fiți amândoi sau cei din familie dispuși să depuneți efortul necesar pentru a implementa schimbările în relațiile curente. Terapia de cuplu vă poate oferi dumneavoastră și partenerului un cadru în care să discutați și să rezolvați aspecte problematice din cadrul relației. Terapeutul vă poate ajuta să examinați diferitele roluri pe care dumneavoastră și partenerul le jucați și să identificați dinamicile nesănătoase. De asemenea, vă poate ajuta să identificați diferențele legate de așteptările fiecărui partener. Terapia de cuplu poate fi cadrul perfect în care să discutați împreună cu partenerul despre valorile și credințele fiecăruia și implicațiile pe care acestea le au în relație. O sursă de conflict în cadrul unui cuplu poate fi legată de aspectele financiare. Terapia de cuplu poate facilita discuții deschise și transparente cu privire la câștiguri și obiceiurile de cheltuieli. Dacă vă confruntați cu probleme pecuniare rezultate din conflicte cu alți membri ai familiei, terapia vă poate ajuta să găsiți rezolvări la acestea. Împreună cu partenerul puteți identifica factori care sabotează timpul pe care îl petreceți împreună. În cadrul terapiei puteți defini activități care vă fac plăcere să le faceți împreună, valorificând astfel timpul petrecut în doi. Dacă împreună cu partenerul dumneavoastră vă confruntați cu probleme de natură sexuală, probleme legate de intimitate sau infidelitate, terapia de cuplu este o oportunitate pentru a discuta despre sentimentele și nevoile fiecăruia. Cu toate că terapia de cuplu nu garantează că relația dumneavoastră va rezista în timp, multe cupluri au raportat că participarea la acest tip de tratament i-a ajutat să-și rezolve problemele și să-și întărească relația. În urma terapiei de cuplu, partenerii pot să dezvolte metode de comunicare mai bune, să fie mai sinceri și mai încrezători, să se simtă mai siguri în cadrul relației și să dezvolte sentimente pozitive față de parteneri. E o bucurie de fiecare dată să ne revedem, dar e și mai mare bucuria căci iată începe noul sezon Dragoste de România, sezonul cu numărul 6 de această duminică de la ora 18, iar colega mea Cezara Munteanu este alături de noi să ne povestească mai multe în premieră. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit, așa cu o energie bună și frumoasă. Sunt atât de bucuroasă să anunț începerea noului sezon, mai ales că știu cât de mult a muncit întreaga echipă pe parcursul verii și acum, în ultima vreme, cu toate pregătirile, ca să aducem în fața dumneavoastră emisiunea Dragoste de România, să aducem oameni frumoși pe care i-am găsit și pe care vrem să-i punem în valoare. Și ce să zic, sunt așa, numai o bucurie, pentru că această emisiune este o inspirație atât pentru mine cât și pentru oamenii din jur, iar faptul că de fiecare dată, bineînțeles că ne interesează reacția dumneavoastră și în momentul în care vedem că avem un public din ce în ce mai mare, îmi dau seama că telespectatorii Metropola TV apreciază valorile, tradițiile românești, apreciază oamenii de calitate și nu pot decât să fiu foarte fericită. Și de această dată o să aducem în fața dumneavoastră oameni pentru care, iată, glasul pământului a fost mai puternic decât iluzia străinătății, oameni care au curajul să facă ceva aici, în țara lor. Și așa cum zic eu de fiecare dată, cu fiecare ediție Dragoste de România, încercăm să demonstrăm că și aici se poate. Și în România e posibil să se întâmple lucruri extraordinare. Avem oameni inteligenți, oameni creativi, oameni care duc mai departe tradițiile din moși strămoși, oameni pe care sunt mândră să îi cunosc și cu care am avut ocazia să stau de vorbă și suntem tare fericiți să putem să-i aducem în fața dumneavoastră, pentru că genul acesta de subiecte merită să fie evidențiate, merită să fie pe sticlă și merită să fie cunoscute. Și așa cum spunem de fiecare dată, bineînțeles, dacă aveți oameni de valoare care credeți că merită să fie pe sticlă, întotdeauna puteți să ne scrieți pe pagina Metropola TV sau Dragoste de România. Ești foarte, foarte entuziasmată de acest nou sezon. De fiecare dată ai fost pentru fiecare sezon în parte, dar acum e ceva care îmi dă de gândit la ce urmează să vedem la Dragoste de România de duminică încolo. Și aș vrea să te întreb cum ai descrie pe scurt în câteva cuvinte acest nou sezon.
chiar dacă noi încercăm să găsim oameni care păstrează tradițiile, vă zic că este inovativ. Avem în emisiunea noastră oameni care au pus România pe harta lumii din multe puncte de vedere și nu vreau să vă zic mai multe pentru că vreau să vă las să ne urmăriți duminică și să vedeți despre ce este vorba. Sunt curioasă, unde ați colindat sezonul acesta? Prin ce colțuri ale țării a ajuns echipa Dragoste de România? Echipa noastră, care este compusă doar din fete, așa ne-am strâns o mână de femei puternice, hotărâte să schimbe lumea într-un fel sau altul, au colindat peste tot, prin țară, în toate colțurile, la Brezoi, la Măgurele, peste tot, deci ce să vă zic, s-au plimbat fetele mele peste tot prin țară și să știți că nu e greu să găsim oamenii aceștia de valoare, pentru că ei există în România, sunt mulți oameni frumoși și acest fapt nu poate decât să mă facă să fiu mândră că sunt româncă, pentru că iată, în ziua de astăzi poate este din ce în ce mai greu să spunem asta. Uneori ne confruntăm cu diverse situații, mai ales când plecăm în străinătate și știi cum eu sunt fana călătoriilor. Însă, iată că ușor, ușor, cu oamenii pe care îi avem, se demonstrează că oamenii născuți în România sunt oameni valoroși. Cred că e foarte importantă emisiunea voastră din perspectiva celor discuții pe care le avem între noi și spunem de fiecare dată când se întâmplă ceva rău, se aude peste tot, dar când faci ceva bun, nu se aude nicăieri. Dar iată că la Dragoste de România și în general la Metropola TV lucrurile frumoase se află. Așa este. Și nu e ușor să creezi un public care să-și dorească să audă lucruri bune și frumoase, pentru că oamenii în general caută scandal, caută murdărie, urât, pentru că asta vinde. Însă eu sunt convinsă că ușor, ușor, publicul, bineînțeles, trebuie educat și, așa cum am spus, Metropola TV are niște telespectatori extraordinari și asta ni se demonstrează de fiecare dată prin audiențele pe care le avem și prin feedback-ul pe care îl primim de la oameni. Sunt curioasă cum gestionezi acest final de an, pentru că știu că, în general, dincolo de ceea ce faci la Metropola TV, ești foarte, foarte ocupată și cu actoria. Și mai ai și tu nevoie de câte o vacanță. Ce mai plănuiești? Wow, mie nu vine să cred că deja e finalul de an. Sincer, nu-l percep așa. Cumva, ținând cont că acum începe sezonul și acum se întâmplă lucrurile aici, pentru mine nu simt că este un final, ci este momentul în care băgăm motoarele, le turăm la maxim. Dar îl întâmpin acest final de an cu multă bucurie, cu mult entuziasm. Nu mi fac planuri extraordinare pe anul următor, dar nu sunt eu genul acesta de persoană. Prefer să trăiesc aici și acum, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă în prezent, de oamenii frumoși pe care am ocazia să-i întâlnesc, să reușesc să gestionez bine situațiile poate mai puțin plăcute prin care trec. Și știi cum e, dacă suntem sănătoși și suntem înconjurați de oamenii potriviți, toate lucrurile merg ca pe roate. Există vreo poveste în ediția de această duminică pe care o ai în suflet, înrădăcinată, ceva ce te-a impresionat profund? Sunt multe povești frumoase pe care le avem și în acest sezon la Dragoste de România și, sincer, cred că ar fi nedrept să aleg una singură. Toate, pur și simplu, te fac să conștientizezi, uite, se întâmplă lucruri la noi. De exemplu, cel mai mare festival de blues din Europa de Est și Centrală are loc la Brezoi, în România. Uh-huh. Sau avem doi fizicieni, adică un fizician și un chimist care au inventat un nou aliment din miere și fructe și practic au pus România pe harta gastronomică a lumii. Adică ar fi nedrept să aleg o singură poveste pentru că ele sunt atât de diferite, dar valoroase. Adică nu pot să le compari. Îi invităm deci pe cei de acasă în această duminică de la ora 18 să se conecteze cu noi, cu Dragostea de România. Exact. Și să fie pe Metropola TV alături de tine și de întreaga ta echipă pentru acest nou început de sezon. Mult succes, Cezara, și mulțumim, te aștept cu drag să revii. Mulțumim tare mult, abia aștept să revin la voi și nu uitați duminică să ne urmăriți. Să urmăriți duminică Dragoste de România, să rămâneți și alături de noi că își luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim repede, repejor.